Bună seara, dragii mei strigoiași! Și bine ați venit, ori revenit, la mine pe canal. Eu sunt Bianca, pentru cei care sunteți noi. Și dacă doriți și vă place ceea ce o să vedeți în acest video și la mine pe canal, aș rămâne tuturor recunoscătoare celor noi care doriți să vă abonați pentru a vedea mult mai multe clipuri de genul și pentru a apăsa și pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când eu voi posta. He, strigoiașilor, în această seară vom vorbi despre vrăji. Mai exact despre cum afli dacă cineva ți-a făcut vrăji. Eu am mai avut videoclipuri la mine pe canal de genul. Dar niciodată n-am vorbit despre cum să-ți dai seama că ai vrăji cu lucruri pe care poate le ai la tine în casă, fără prea mult efort. Dacă vrei să afli despre ce este vorba, ia-ți ceva de mâncat, ia-ți ceva de băut, stinge lumina, fă-te comod, pentru că începe. Părintele Cleopa susține că singurele lucruri care țin vrăjile și blestemele departe de noi oamenii sunt credința în bunul Dumnezeu, rugăciunea și sfânta liturghie. Deci, asta demonstrează faptul că, într-adevăr, ele există. Asta vi-am spus-o de fiecare dată și o să vi-o mai repet, pentru că este foarte important să știți că există atât bine cât și rău. Vrăjile există printre noi din antichitate, de când lumea și pământul. Pentru că puterea gândului și lucrurile cu care poți face rău se găsesc la orice pas. N-am să vă spun ce sunt vrăjile, n-am să vă spun de câte feluri sunt ele sau cu ce lucruri și obiecte se fac vrăjile, pentru că asta găsiți în celelalte videoclipuri ale mele legate de vrăji, pe care le puteți găsi la mine pe canal. Ceea ce vreau să vă spun astăzi este cum îți dai seama că ai făcut vrăji și cum te poți feri de ele. În primul rând vreau să vă spun că o primă metodă de a afla dacă ai vrăji sau blesteme este simpla metodă cu oul. Știu că poate pare amuzant sau poate pare de necrezut, dar oul ne ajută să detectăm dacă avem vrăji sau blesteme asupra noastră sau cu oul putem să vedem, să detectăm dacă cei din jurul nostru au blesteme sau vrăji. Este simplu ceea ce trebuie să faceți. Luați un ou, indiferent că e proaspăt, că e mai vechi, că e de la găina care l-a făcut azi dimineață sau este de la supermarket. După ce ați luat acel ou, indiferent de ce mărime, dacă vreți să vă faceți vouă această verificare, să-i spunem așa, este simplu. Fie puneți pe altcineva, fie faceți voi singuri. Luați oul în mână și începeți să îl frecați pe tot corpul. Începând cu fruntea și terminând cu degetele de la picioare. Îl frecați așa, ușor, da? Îl plimbați, practic, pe fiecare parte a corpului vostru până când vă plictisiți. Deci, vorbesc la modul cel mai serios. Faceți acest lucru de 2, 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de câte ori vreți. Bine, nu în fiecare zi, decât o singură dată. Când simțiți că aveți vrăji făcute, da? Plimbați așa oul frumos pe corpul vostru, de sus până jos, de jos până sus, ori voi, ori persoana care este cu voi. Sau, dacă vreți să faceți la altcineva, faceți la fel, da? Îl frecați de încheieturi, îl frecați de palmă, îl frecați de frunte, de obraji, vă întoarceți pe burtă, aici ar fi indicat să fie cineva care să facă acest lucru, să-l frece pur și simplu de sus până jos, pe spate, pe picioare, pe laba picioarelor, pe umeri, pe coloană, da? Ca oul acela să extragă toate energiile negative. Cum bine știți, cu oul se pot face vrăji,
Dar cu oul se pot dezlega vrăji și se pot afla vrăjile făcute. După ce ați făcut lucrul acesta de 2-3 ori, de 4 ori, puteți să faceți jumătate de oră în continuu, oră în continuu. După ce ați făcut lucrul acesta și simțiți că e suficient, da? Luați un pahar cu apă, indiferent de care apă, da? Că e de la chiuvetă, că e de la izvor, că e de la magazin, dar să fie apă. Deci, dacă luați de la magazin, să fie apă plată. Dacă ați avea apă sfințită sau apa lunii, ar fi și mai bine, dar se poate face cu orice fel de apă. Luați un pahar transparent în care să puneți apă, îl umpleți cu apă, da? Și după ce ați făcut toată această schemă cu ou, acest ritual cu ou, după ce ați frecat acest ou pe toate părțile corpului vostru, îl luați frumos, oul, și îl spargeți în acel pahar cu apă. Ca și cum l-ați pune la gătit. Țineți minte, nu lăsați nici mai mult, nici mai puțin de 30 de minute acolo în pahar. După 30 de minute, când vă întoarceți la pahar, dacă oul pe care l-ați spart acolo este exact cum l-ați pus, înseamnă că nu aveți nimic. Sunteți ok. Nu aveți vrăji, nu aveți blesteme, nu aveți nimic. Dar dacă oul își schimbă culoarea din galben în maro și mai ales în negru, sau dacă plutește deasupra apei sau din acel gălbenuș iasă așa ca niște ațe, ca niște linii în apă sau ca niște bule, înseamnă că aveți farmece grele făcute sau aveți blesteme grele făcute pe voi care trebuie dezlegate cât mai repede cu putință. Și evident, după ce ați văzut rezultatul, luați acel pahar cu oul, atenție, nu-l aruncați în chiuvetă, nu-l aruncați în budă, nu-l aruncați în vană, nu-l aruncați, nu știu, niciunde în casă decât la rădăcina unui pom afară sau dacă stați undeva la sat sau chiar și la oraș și evident noaptea să faceți lucrul ăsta de preferat, nu ziua, dacă stați undeva la o răscruce de drumuri, îl aruncați la acea răscruce de drumuri ca să se ducă acel rău și evident apoi mergeți și căutați pe cineva care să vă dezlege. Atenție! Cine vă poate dezlega de vrăji și de farmece nu sunt vrăjitorii, nu sunt, cum să vă spun eu, tămăduitorii. Sunt doar preoții. În rare cazuri am văzut tămăduitori care chiar să știe ceea ce fac. Eu, sinceră să fiu, vă recomand să mergeți la un preot și mai ales la un preot cu har sau la un călugăr pusnic care stă în pustietate. Da? Deci asta este o primă metodă de a afla dacă ai făcute farmece sau blesteme. O a doua metodă cu care poți afla dacă ai farmece ori blesteme este chibritul. Cu chibritul se poate afla și dacă ești de ochiat. Eu am practicat acest lucru de nenumărate ori. Dar nu să văd dacă am farmece ori blesteme, ci să-mi descânt pentru de ochi. Chibritele cu paharul cu apă, împreună cu paharul cu apă, sunt o formă de a vedea dacă ești ochiat, blestemat, vrăjit sau dacă ți s-a pus gând rău. Eu am învățat acest meșteșug de la mama mea, care la rândul ei l-a învățat de la bunica sa. Și de fiecare dată când mă simțeam rău, mă durea capul, aveam stări de vomă, mă simțeam eu aiurea, tot timpul îi spuneam mamei mele să mă descânte cu chibritele sau pur și simplu pe frunte cu degetul și cu saliva. Clasicul de scântec pe care îl știe toată lumea din popor, din bătrâni. Iar mai apoi am învățat eu singură să-mi fac acele descântece cu chibrite. Acum să vă spun cum funcționează. Luați un pahar cu apă, la fel. Că e apă de la robinet, că e apă sfințită, că e apă de lună, că e apă de la magazin plată. Apă să fie, dacă e sfințit cu atât mai bine, da? Un pahar cu apă, dar paharul să fie transparent. Și trei chibrituri, că se mișcă, sunt mari, nu contează. Aprindeți acele chibrituri și lăsați-le să ardă complet. În timp ce ele ard, rostiți de câteva ori Tatăl nostru, de 3-4 ori, de câte ori simțiți voi că este necesar.
Apoi aruncați unul câte unul în paharul cu apă. Atenție! Dacă chibritele stau deasupra, plutesc, înseamnă că e totul ok. Da? Că nu ai farmece făcute, că nu ai vrăji făcute, că nu ți se fac lucrături. Dar dacă aceste chibrite stau în picioare, e semn că cineva dorește să vă facă farmece. Dorește să vă pună gând rău, să vă blesteme. Pur și simplu dacă stau în picioare, în poziție dreaptă. Da? Trebuie să fiți foarte atenți. Dacă chibritele s-au dus la fund cu capul în jos, cu partea aceea care a fost aprinsă în jos, sau pur și simplu se duc la fund de tot, e semn clar că ai farmece sau blesteme. Vreau să vă mai spun că dacă chibritele sunt la fund, s-au dus la fund, la fundul paharului, da? Nu doar că ai farmece și blesteme, dar sunt pagube grave pe casa ta, ți-s aduse pagube grave pe casa ta. Îți poate fi luat sporul casei sau îți poate fi luată liniștea casei. Dacă vreți să faceți acest ritual, să vedeți dacă sunteți dochiați, e cu totul altfel. Tot așa, aveți nevoie de 3-4 chibrite și de un pahar cu apă. Spre exemplu, nu știu, poate ați fost undeva în oraș sau ați venit de la un eveniment, ați fost la școală, ați fost la serviciu și, nu știu, ați observat că în acea zi s-au uitat dubios mai multe persoane la voi și aveți voi impresia că sunt 2-3 persoane sau nu știți care din acele 2-3 persoane sau 4 sau 5 câte ori fi v-au deochiat, luați chibrite mai multe. Spre exemplu, dacă aveți impresia că v-au deochiat 4 persoane sau că s-au uitat 4 persoane mai dubios la voi, luați 4 chibrite. Dacă aveți impresia că s-au uitat 10, luați 10 chibrite, da? Dar nu cred că e cazul de 10. Eu vă dau un exemplu. Tot așa, aprindeți acele chibrite pe rând și în timp ce aprindeți acele chibrite pe rând, spuneți Tatăl nostru de 3 ori. Până ce acel chibrit arde, da? Când acel chibrit a ars complet, îi dați drumul în apă. Chibritele, da, faceți așa pe rând cu fiecare, chibritele care stau la suprafață sunt persoanele care nu v-au deocheat, care s-au uitat pur și simplu fără niciun motiv la voi. Chibritele care se duc la fund, la fundul paharului, sunt persoanele care v-au deocheat. În timp ce spuneți Tatăl nostru și ardeți acele chibrite, să vă gândiți la numele acelor persoane cu care ați luat contact. Și în timp ce arde chibritul, spuneți, acest chibrit are numele Ion, da? Pentru că Ion s-a uitat la mine. Și după aia începe să spuneți Tatăl nostru de 3 ori. Acum, dacă nu știți numele acelei persoane sau acelor persoane, nu e nicio problemă, spuneți, acest chibrit este fata de la magazin, celălalt chibrit este vecinul de la doi care se uita mai dubios la mine. Și spuneți Tatăl nostru de 3 ori. După ce ați aruncat chibritele în apă și s-au ars definitiv, da? I-am zis, care rămân la suprafață sunt persoanele care nu v-au deocheat și chibritele care se duc la fund, la fundul paharului, sunt persoanele care fie v-au deocheat, fie pur și simplu v-au pus gând rău. Asta este metoda cu chibritele, atât pentru farmece, cât și pentru de ochi. O altă metodă este metoda cu pisica, indiferent de ce pisică ai, de ce culoare are pisica, da? Că e motan, că e pisică, nu contează. Dacă ai o pisică neagră, cu atât mai bine. Dacă vrei să vezi, nu știu, dacă ai pus un gând rău, ai farmece sau blesteme, pur și simplu încearcă să ții pisica în brațe. Dacă pisica ta, în mod normal, stătea la tine în brațe fără niciun fel de problemă și în momentul acela nu stă, pur și simplu sare sau se zbate încercând să o ții în brațe, miaună ori încearcă să te zgârie, fii sigur că pisica îți simte energiile negative. Pisicile atrag energiile negative, indiferent de culoare sau de sex. Mai ales, repet, dacă sunt negre. Cele negre au o putere mult mai mare față de celelalte. Dar poți să încerci asta cu orice pisică. Chiar și dacă intră cineva la tine în casă, care, nu știu, nu te iubește, care nu te suferă, care ți-a pus gând rău, pisica va simți. Va fugi de acea persoană, se va ascunde de ea sau pur și simplu va sâsâi la ea. Ați văzut cum fac pisicile când sunt speriate? Sau au un miorlăit specific sau pur și simplu o va ataca, va încerca să o atace.
lucrurile astea sunt lucruri băbești și de aceea am și vrut să fac acest video, ca să le știți și voi. Țineți cont că sunt lucruri reale, nu sunt povești și nu sunt legende. O altă metodă, și anume a patra metodă, este metoda cu lumânarea. După apusul soarelui, e o lumânare, dar nu orice fel de lumânare, o lumânare de la biserică, care a fost sfințită sau care a fost aprinsă în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie. Da? Ori dacă nu ai o astfel de lumânare și ai cumva prin casă vreo lumânare rămasă de la înviere, este bună și aceasta. Fie o lumânare din biserică care este sfințită sau aprinsă acolo, fie o lumânare rămasă de la înviere. Da? După apus, ia această lumânare în mână și aprinde-o. De preferat ar fi lângă o fereastră, dar este bine oriunde. După ce ai luat lumânarea și ai aprins-o, încearcă să citești orice fel de rugăciune sau să rostești orice fel de rugăciune îți vine în minte de 3 ori, făcându-ți o cruce de 3 ori. Dacă în timpul rugăciunii focul de la lumânare focul începe să troznească sau să se miște foarte tare, e semn clar că ai farmece făcute. Dacă în timpul rugăciunii lumânarea arde normal și pâlpâie normal, cum pâlpâie lumânare, poți să stai liniștit, liniștită. Dar dacă trosnește, precum trosnește un lemn pe foc sau flacăra se mișcă într-un mod haotic, cu siguranță ai ceva făcut. Iar ultima metodă prin care poți să afli dacă ai vrăși făcute este metoda viselor. Cea de 5-a. Atenție, nu mă refer la coșmaruri. La vise. Visele în care visezi oameni morți, te visezi pe tine mort, visezi copii sau că pierzi anumiți copii, semnifică semn clar că ai făcut vrăji. Copiii în vis semnifică dracii, lucrurile oculte. Cei din bătrâni spuneau că dacă te visezi mort, înseamnă că ți-a murit moartea, un lucru banal. Pentru că nu ai cum să nu mai mori. Moartea în vis semnifică farmecele, vrăjile, blestemele. Un alt vis care prevestește faptul că tu ai vrăji făcute sunt visele în care îți apar răscruci de drumuri. Iar la acele răscruci de drumuri, nu știu, fie vezi monede, fie vezi tot felul de ciudățenii. Aceste două vise semnifică că ai vrăji sau blesteme. Plus visele în care, nu știu, îți apar vrăjitoare sau îți apar lucruri strani. Țineți cont că dacă aveți aceste vise, să nu vorbim de coșmaruri, repet, e clar că ceva necurat era în mijloc. Un ultim semn că ai putea avea vrăji făcute sunt lucrurile care ți apare inexplicabil în cale. Pur și simplu dacă ești acasă și găsești așa din senin în mijlocul camerei un fir de păr care știi că nu ți aparține, poți să știi că ai vrăși făcute. Țineți cont că sursa trebuie să fie sigură, adică dacă știi că, nu știu, găsești un fir de păr negru și tu ești blondă și nu are de la cine să fie firul acela de păr negru sau invers, cu siguranță acel fir i-a apărut acolo din cauza vrăjilor. Adică dacă ești sigură că, nu știu, iubitul tău nu a adus-o pe alta cu părul blond sau părul negru în casă, depinde de ce fire ți apare pe jos, sau dacă, nu știu, nu a venit o prietenă, vreo vecină sau vreo persoană cunoscută cu culoarea aceea de păr și știi că sigur, sigur nu are de unde să apară, e semn că ai vrăji făcute. Dacă vezi în drumul tău sau pe vreundeva pe unde mergi cuie sau găsești cuie, din nou e semn că ai vrăji. Mai poți găsi dinți de piaptă. Acesta din nou este un semn că ai vrăji făcute. Dacă găsești monede într-o pădure sau într-un loc unde n-ar trebui să găsești monede, mai ales dacă sunt de argint, din nou este un semn că ai vrăji. Cenușa, la fel, vorbește despre faptul că ai putea avea vrăji sau blesteme făcute.
Părul de mort, la fel, reprezintă vrăjile făcute. Dacă găsești ghemotoace de păr, posibil că acele ghemotoace să aparțină din capul unui mort. Să aparțină părului unui mort. Poate chiar și acel fier pe care tu îl găsești în casă. Acela tot de la un mort poți fi luat. Deci dacă găsești aceste lucruri, păr de la mort, cuie, dinți de piaptă, monede, cenușă, sau lucruri foarte vechi în locuri neobișnuite, sau la tine în casă din senin, e semn că ai vrăji făcute. Așa poți afla dacă ai vrăji sau nu. Metode simple. Mai ales metoda cu oul, cu chibritele, cu pisica. Sunt metode simple. Și metode din străvechi. Acela cu lumânare la fel. Acum vreau să vă spun care sunt simptomele acestor farmece. Pentru că, nu știu, ca să vrei să verifici dacă ai vrăși făcute, trebuie să ai și niște simptome, nu? Altfel, cum ți-ai dat seama că s-ar putea să ai? Eu v-am mai vorbit și în celelalte videoclipuri ale mele, dar vreau să vă reamintesc. Un prim simptom că ai vrăși făcute sunt durerile excesive de cap, care sunt însoțite de tot felul de mici halucinații sau diferite viziuni. Certurile inexplicabile din orice în familia ta, în relația ta, cu prietenii, cu colegii. Poate neputința de a face un copil. Dacă, spre exemplu, ai fost la doctor și doctorii ți-au spus că ești aptă pentru a face un copil și partenerul la fel, și n-ai fost la unul, ai fost la 2, 3, 4, 5, 10 și tu totuși în continuare încerci și nu poți, este semn că ai vrăși făcute. Dacă îți mor inexplicabil animalele din ogradă, e un semn că ai vrăși făcute. Dacă te simți slăbit sau dacă ai impresia că nu poți să respiri, te apasă ceva în capul pieptului și ai fost evident la medic și ți s-a spus că nu e nicio problemă medicală, din nou este semn că ai vrăși făcute. Sunt niște simptome care îți spun clar că ceva nu e în regulă cu tine. Dar dacă simți că te doare capul, că ai apăsări în piept, că nu poți să respiri, că ai stări de greață, că, nu știu, vezi anumite lucruri sau auzi anumite voci, indicat ar fi să mergi prima dată la medic, iar apoi să faci ceea ce s-am spus eu aici. Pentru că nu e de joacă. Iar apoi să te duci să te scapi de aceste vrăji, de aceste lucruri rele. Au fost oameni care au spus că prin acest lucru și-au dat seama că au vrăji. Aveau impresia că sunt urmăriți mergând pe stradă. Erau fer convinși că în spatele lor este ceva sau cineva care îi urmărește. Deci dacă treceți prin toate lucrurile de genul, dacă, nu știu, suferiți din dragoste în mod inexplicabil și practic n-ați avea de ce să suferiți sau partenerul se comportă ciudat sau voi aveți un comportament ciudat, sunteți mai irascibili, vă enervează toată lumea din jurul vostru, parcă, nu știu, nu mai suportați nici pe cei din familie, vă vine să vă certați mereu cu ei, să știți că așa sunt simptome, semne, cum vreți voi să le spuneți că aveți făcături, lucrări făcute pe voi. Bun, în cazul în care sunteți mai norocoși și nu aveți astfel de simptome, adică nu aveți vrăji făcute, eu vă pot spune și niște metode prin care vă puteți feri de aceste vrăji. Sau dacă ați avut vrăji făcute și vreți să vă feriți, să nu mai pățiți ceea ce ați pățit, eu vă dau aici niște mici ponturi. Vă puteți feri de vrăji extrem de ușor, din nou cu lucruri pe care le aveți în casă, cu unele lucruri pe care le aveți în casă. Pentru că nu toate sunt lucruri pe care le puteți găsi în casă. În primul și în primul rând, unul dintre ele este sarea. Sarea este un prim lucru, aliment, o primă metodă de a te scăpa de orice fel de vrăji și de magia neagră. Te și scapă de ele, dar te și protejează de ele. Sarea te protejează de orice energie negativă. Chiar și eu aici pe birou am
sare. Pentru că îmi fac citiri. Să mă protejeze de energiile negative, de gânduri, de vrăji și de orice. Vă arăt imediat. Uitați. Piatra de sare. Ori sare grunjoasă, sare normală, puteți să țineți cu voi, ori dacă aveți o piatră de sare, cu atât mai bine, că n-aveți riscul de a împrăștia prin poșetă sau, nu știu, de a împrăștia prin casă, da? Deci sarea este împotriva farmecelor, blestemelor. Sarea este un protector. Da? Dacă mă întrebați de unde puteți achiziționa această piatră de sare, simplu, de la orice farmacie naturistă sau shop cu lucruri și cu chestii ezoterice. Sau pur și simplu dintr-un supermarket unde puteți găsi sare, în cazul în care nu vreți piatră. Dar pietrele de acolo le puteți găsi, sunt și pe internet. Dar aveți grijă să fie autentice din sare, nu să zică că sunt din sare și de fapt să nu fie. Că am mai văzut și imitații. Deci foarte mare grijă. Bine? Nu știu dacă ați auzit, dar cu sarea te poți proteja și de oamenii care îți intră în casă. Spre exemplu, dacă presari sare la pragul casei, în exterior, așa, de-a lungul pragului, energiile persoanei care vin în casa ta, mai ales dacă sunt negative, vor rămâne afară. Nu degeaba se spune din bătrân, ai grijă să nu vezi sare pe masă din greșeală, că se spune că o să ai ceartă în casă, în acea zi sau în următoarele zile. La mine, de fiecare dată când s-a vărsat sare pe masă din greșeală, fie că am vărsat-o eu, fie că a vărsat-o altcineva din familie, iubitul meu sau oricine altcineva, acolo a ieșit gâlceava, adică ceartă. Ceva s-a întâmplat și nu-mi plăcut. Deci sarea are multe beneficii. Atât pentru corp, cât și spiritual. Dar cum poate face bine, poate face și rău. În cazul în care o vergi sau nu o pui cum trebuie, sau când trebuie, îți poate face rău. De ce când se fac, nu știu, ritualuri de spiritism sau orice alte ritualuri, se face acel cerc cu sare? Ca să te protejeze de entități și de lucruri negre. Deci, un prim salvator în această situație este sarea. Țineți minte. O a doua metodă de protecție sau un al doilea salvator ar putea fi amuletele. Da, cum ați auzit bine. Amuletele confecționate de voi sau achiziționate din locuri specifice. Pentru că ele sunt niște obiecte de protecție pe care le poți purta cu tine oricând și oriunde. Și evident le poți da cadou oricărei persoane din viața ta, pentru a fi protejată exact ca și tine. Aceste amulete sunt medalii religioase, simboluri religioase sau niște săculeți cu anumite ierburi care sunt menite să te protejeze. Deoarece aceste amulete vor controla efectele magiei negre. Simbolurile religioase le poți lua din mănăstiri sau din biserici, dar acele ierburi trebuie luate de la persoane care se pricep și știu ceea ce fac. Adică dacă nu te pricepi, nu te du să iei ierburi de unul singur, pentru că poți lua altfel de ierburi și poți răutăți situația, nici de cum să o aplanezi. Acestea sunt niște metode de protecție clasice și bine cunoscute peste tot. Și sper să vă fie de ajutor. Uitați, vă dau un exemplu. Nu știu, poate mergeți la o mormântare, la un priveg sau într-un loc unde nu sunteți prea plăcuți de cei din jurul vostru, da? Încercați când veniți de acolo să vă curățați aura, să vă curățați de acele energii negative. Făcându-vă baie cu sare. Curățându-vă cu oul. Sau pur și simplu folosind ulei de mușcată. Uleiul de mușcată este bun și înainte de a merge la o mormântare sau un loc unde oamenii nu te iubesc. Dar folosiți ulei de mușcată aici,
între degete. Puneți așa, între degete, o cantitate mică de ulei, frecați. Dacă vreți la o mână, dacă vreți la amândouă. Și vă vedeți de drum. Spre exemplu, o să vedeți că dacă veți merge la o înmormântare și vă veți da cu acest ulei, vă veți simți mai diferiți un pic, să spun așa, la modul că nu o să vă mai simțiți atât de îngreunați. O să simțiți tristețe, o să simțiți empatie față de persoanele aflate la suferință, dar nu o să vi se mai pară totul atât de greu. O să vă fie mai ușor. Dacă folosiți acest ulei de mușcată și interacționați cu oameni care nu vă plac, o să vedeți cum poziția corpului lor se schimbă. Cum încep să devină mai agitați, mai neliniștiți. De ce? Pentru că vor simți că ceva este în neregulă. Vor simți faptul că ați folosit o metodă de protecție. Și evident că nu se vor simți bine. Și așa vă veți da seama dacă într-adevăr omul ăla gândește rău despre voi sau dacă vă suferă sau nu. Dacă vă are la inimă sau nu. Aceste metode sunt niște metode bonus pe care eu vreau să vi le spun în adăugarea a ceea ce vi-am spus mai devreme. Mai poți folosi și palo santo sau salvie. Tot așa, când veniți de undeva dintr-un loc cu energii negative. Pur și simplu aprindeți și dați cu acel fum pe voi așa. Vă purificați, practic. Puteți face chestia asta și cu casa. Tămâia e bună. Și toate aceste ierburi de protecție. Așa puteți afla dacă aveți lucruri negative făcute și dacă persoana cutărescu sau cutăreasca sau vă face ceva. Cu aceste metode puteți afla și cine vă face, da? Țineți cont de ele și nu le luați în derâdere, pentru că nu sunt de râs. Sunt niște metode, repet, clasice, bătrânești, care au dat roade. Am să mai caut, să știți, și am să fac și o parte a doua acestui videoclip. Pe viitor, evident, dacă doriți și voi, puteți să-mi lăsați în comentarii dacă doriți. Și, evident, părerea voastră despre acest video. Dacă credeți că merg aceste lucruri, dacă credeți că nu merg, puteți să-mi spuneți și dacă ați avut făcute lucruri negative sau nu ați avut. Cert este că, repet, nu trebuie să le luați în batjocură și niciodată, ca să scăpați de aceste lucruri negative, nu trebuie să mergeți la persoane care fac lucruri negative. Nu trebuie să mergeți la descântătoare, nu trebuie să mergeți la vrăjitoare. Și aici nu mă refer la persoane care fac magie albă, nu. Mă refer la persoane care fac magie neagră. Niciodată să nu mergeți la astfel de persoane, orice vi-ar promite. Căutați preoți sau călugări specializați care știu să facă aceste lucruri. Dragi strigoiași, atât am avut pentru voi în această seară. Sper că acest clip vi-a fost de ajutor și o să vă fie și pe viitor. Și ce să zic? Dați un follow pe Instagram. Instagramul găsiți jos în descriere sub video și nu uitați, vă rog, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și dacă vi-a plăcut ce ați văzut. Eu vă pup, vă îmbrățișez și ca de fiecare dată vă spun, aveți grijă pe unde umblați, cu cine umblați și ce faceți. Noapte bună!